Bună ziua, prezent. Domnul Cocargeanu Florin Daniel. Bună ziua, prezent. Domnul Constantin Nicolae. Domnul Constantin Nicolae. Domnul Dede Perodin. Bună ziua, prezent. Doamna Dobre Ioana Claudia. Bună ziua. Doamna Garib Mirela. Prezentă. Domnul Georgescu Daniel. Sărut mâna, bună ziua, prezent. Domnul Iacob Florin Cătălin. Bună ziua. Domnul Marius Tulică. Prezent, bună ziua. Domnul Merdinian Liviu. Domnul Merdinian Liviu. Domnul Mihăilescu Cristian. Româna, bună ziua, prezent. Domnul Nazâru Alexandru Marian. Prezent. Doamna Nicolae Irinela. Domnul Ochiuleț Mihai. Bună ziua, prezent. Domnul Omocea Cristian. Bună ziua, prezent. Doamna Popescu Cristiana. Bună ziua, prezentă. Domnul Răsăuțeanu Costin Ioan. Bună ziua, prezent. Domnul Rusu Ionuț. Domnul Rusu Ionuț. Domnul Stavăr Vergea Romeo. Prezent. Domnul Tatu Daniel Gigi. Prezent, bună ziua. Domnul Tincu Cristian. Prezent. Ionuț Rusu prezent, îmi cer scuze, s-a întrerupt. Am notat, bună ziua. Sunt absenți doi, sunt prezent 25. Prezent 25. Bună ziua, Merdinian, prezent. Ieri. Revin. 26 prezent. 26. Consilier absent. Nicolae Constantin prezent și el, mulțumesc, o română. Am notat, toată lumea prezentă. Bun. 27 prezent. Vom aproba procesul verbal. Mai întâi ordinea de zi, principală. Supunem la vot. Președinte, dacă îmi permiteți. Numai puțin, vă rog să supunem la vot ordinea de zi. Doresc să luați cuvântul înainte, domnul Caragheorghe? Înainte de a vota ordinea de zi, aș fi dorit să-l rog pe domnul primar, dacă binevoiește, să retragă proiectul numărul 16 de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Aș vrea, în schimb, să retrag proiectul numărul 13. E adevărat, vreau să retrag ceva. Proiectul numărul 13. Stație reîncărcare pentru vehiculele de Ceamă și Constanța. Mai trebuie să mai lucrăm puțin. Bun. Supunem la vot ordinea de zi. Doamna Popescu? Nu mi-a apărut. Pentru. 27 de voturi pentru. Vom supune la vot ordinea de zi suplimentară. Domnul Rusu?
Domnul Călin? 27 de voturi pentru. O să rog liderii de cuvânt să-și exprime dacă vor să aibă intervenții la vreun proiect de pe ordinea de zi, să anunțe. Bună ziua, Ionuț Rusu, ori de câte ori va fi nevoie. Vă mulțumesc frumos. Domnul Caragheorghe? Doamna președinte, aș dori să mă înscriu la proiectele numărul 4, 16, 21, 22, 28, 35 și 40. Domnul Găsăuțeanu? Ori de câte ori va fi nevoie, cu siguranță la proiectul 4, la proiectul 5, 22 și ori de câte ori va fi nevoie. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre cu numărul 56 din 2023 privind modificarea HTL numărul 477 din 2022 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar, cu modificări și completări ulterioare, inițiator primar Virgil Chițac. Avem aici un amendament, o să rog pe doamna secretar general să îl citească. Da, este vorba de amendamentul înregistrat cu numărul 39.662 din data de 28.02.2023. Este un amendament de modificare. Ca motivație este vorba de solicitarea unității de învățământ Școala Gimnazială numărul 7 Remus Opreanu pentru suplimentarea cu o bursă de ajutor social. Astfel se propune modificarea articolului 1 roman litera D, textul original. Burse de ajutor social 3322, iar textul modificat, litera D, burse de ajutor social 3323. Supunem la vot amendamentul. Doamna Nicolae? Nicolae? 27 de voturi pentru. O să supunem la vot proiectul în integralitatea lui. Vă rog să vă exprimați votul. Domnul Merdinian? Domnul Amirat. 27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Vom aproba procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Constanța din data de 19 ianuarie 2023. Acum vă rog să votați. Domnul Săuțeanu, domnul Tincu. Domnul Tincu, domnul Omocea. Mulțumesc, 27 de voturi pentru. Vom aproba și procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Constanța din data de 31 ianuarie 2023.
Domnul Tincu? 27 de voturi pentru. O să trecem la proiectul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu numărul 65 din 2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 253.918.900 de lei. Inițiator primar Virgil Chițac. Avem un amendament? Intervenție. Vă rog frumos, domnul Caragheorghe. Ce proiect? Mulțumesc, doamna președintă. Cu siguranță orașul are nevoie de finanțări, indiferent că sunt, bine, în mod special din fonduri europene, dar cu siguranță că există și situații în care trebuie să facem apel la fonduri rambursabile prin credite. Dacă nu, cumva putem găsi și oportunități de atragere de fonduri prin obligațiuni. Dar cu toate acestea este nevoie și de predictibilitate în proiectele care sunt propuse a fi finanțate și predictibilitate atât din perspectiva calendarului acestora, a momentului în care este nevoie de acei bani pentru a fi desfășurat proiectul, dar și a clarificării nevoii de finanțare pe proiecte. Astfel încât, din punctul nostru de vedere, am găsit proiecte în lista de proiecte prezentate care se regăsesc inclusiv în lista bugetului din luna ianuarie, aprobat de noi luna ianuarie. Sunt o sumedenie de neclarități din punctul nostru de vedere și spunem că ar fi fost mult mai important să existe consultări reale pe marginea unui credit, pe marginea încercării de a obține un credit de o asemenea magnitudine. La 253 de milioane de lei, considerăm noi că era nevoie de consultări reale ca să putem decide care sunt proiectele prioritare în vederea obținerii unei astfel de finanțări pe un termen destul de lung, la care se vor înhăma chiar o generație ulterioară la plata acestor hangarale duse de credit. Cam atât am avut de spus. Din acest punct de vedere, consilierii USR se vor abține de la aprobarea acestui proiect. Vă mulțumesc. Domnul Răsăuțeanu? Da, mulțumesc. Da, mi-aș fi dorit ca intervenția domnului Caragheorghe să fie un pic mai de substanță, argumentată și nu doar așa, în speranța că va da bine la public. Pentru că, domnul Caragheorghe, vă înșelați și o să o luăm cronologic, în ideea că, cred eu, toți cei care facem astăzi parte din Consiliul Local suntem responsabili și înțelegem ce votăm. Ei bine, dumneavoastră, ca și grupul USR, ați votat proiecte anterioare de actualizare a unor indicatori tehnico-economici, respectiv studii de fezabilitate, prin care ne-am asumat aici împreună o strategie de termoficare. Proiectul pe care municipiul Constanța desfășoară astăzi, plecând de la ideea fostei administrații, de a construi un nou set, de a moderniza sistemul de termoficare, tocmai pentru că specialiștii ne-au spus că este cel mai eficient mod de a încălzi condominiile și având în vedere numărul mare de locuințe încă branșate la sistemul centralizat, s-a luat decizia și am reușit să accesăm 50 de milioane de euro, atenție, 50 de milioane de euro să modernizăm niște magistrale. Condiția pe care noi am avut-o atunci când am accesat banii, adică în ghidul de finanțare POIM, domnul Caragheorghe spunea acolo foarte clar că vă dăm 50 de milioane de euro cu următoarea condiție, ca în maxim 3 ani de zile, de la finalizarea modernizării, dumneavoastră OAT, municipiul Constanța, să înființați un nou CET. Deci dumneavoastră, dacă nu înțelegeți că de fapt împrumutul ăsta este pentru a înființa acel nou CET și pentru a nu fi nevoiți noi să plătim 50 de milioane de euro înapoi și să rămânem și fără un sistem centralizat eficient, înseamnă că nu înțelegeți despre ce este vorba în acest proiect. Este un proiect extrem de important, de anvergură, și cred că dacă ne dorim să îmbunătățim, să modernizăm sistemul de termoficare, care nu s-a făcut
Acum, motivele pot fi foarte multe. De la guverne, ultimii 32 de ani, nu mai judecăm trecutul. Dar vrem să modernizăm, vrem să avem un sistem centralizat care să răspundă într-adevăr nevoilor și să scădem prețul gigacaloriei. Pentru că veți vedea, Comisia Europeană ne va constrânge și vor pune taxe pe centralele individuale de gaz. E o chestiune serioasă, de-aia cred că argumentele pe care le-ați prezentat vis-a-vis de acele proiecte care sunt prinse nu se susțin atât de mult. Mi-aș dori să încurajăm acest demers împreună și, așa cum am spus și aici, pot să fiu de acord cu dumneavoastră, pe alte proiecte pe care municipalitatea are de gând să le acceseze, să identificăm surse de finanțare europene, de la Compania Națională de Investiții, astfel încât să nu punem greutate pe bugetul local. Dar noi suntem obligați să dăm drumul la înființarea acestui nou CET, pentru că altfel trebuie să dăm 50 de milioane de euro înapoi. Vă mulțumesc. Doamna președinte, dacă îmi permiteți un drept la replică. Sigur că da, vă rog frumos. Bine, mulțumesc. Mă bucur că într-un final îmi dați dreptate vis-a-vis de anumite proiecte și că sunteți de acord că ar fi trebuit analizate mai atent. Și în sensul celor afirmate de dumneavoastră, e adevărat că eu am spus în ceea ce am susținut faptul că ne referim inclusiv la calendarul necesității atragerii acestor fonduri. Și din această perspectivă, finanțarea CET-ului nu este neapărat o prioritate pe termen scurt. Este o chestiune care cumva necesarul acestor bani se poate duce chiar la începutul anului viitor. Dar noi suntem de acord cu faptul că ar trebui să angajăm un credit pe partea de CET și de Spitalul de Boli Infecțioase. Deci dacă dumneavoastră sunteți de acord cu acest aspect, noi suntem gata să susținem împreună un amendament, astfel încât pentru accesarea unui astfel de credit să aducem finanțare pentru aceste două repere și să lăsăm la o parte proiecte celelalte asupra cărora planează mai multe neclarități. Vă mulțumesc. Doamna președinte, dacă îmi permiteți și domnul mie Caragheorghe, domnul viceprimar, doar în două secunde. Domnul Caragheorghe, nu vreau să intru într-o polemică cu dumneavoastră. Acolo sunt prinse în lista aceea niște proiecte, cred eu, importante pentru municipiul Constanța, multe dintre ele demarate de către administrația PSD. Ceea ce trebuie să ne intereseze, dacă într-adevăr suntem responsabili, sunt acei bani care ar trebui să finanțeze acest nou CET. Despre asta vorbim. Vă mulțumesc. Era vorba să facem un amendament pentru finanțarea CET și Spitalul de Boli Infecțioase. Păi există acolo spus 193 de milioane sunt pentru înființarea noului CET. Nu v-ați uitat pe lista aceea, pe anexă? Să rămână doar acestea, asta spun. Doar două proiecte să rămână, nu 21 de proiecte în totalitate. Cum să nu? Incredibil. Da. Domnul Rusu, domnul primar? Nu, domnul Rusu s-a înscris acum, după aia vorbesc și eu. Domnul primar, domnul Rusu, vă dau cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Mi se pare mai mult decât ciudat ceea ce se spune acum, dintr-un singur motiv. Eu aș spune că ceea ce se întâmplă acum prin accesarea acestei oportunități de a lua un credit, mi se pare un lucru de normalitate. Un oraș în plină dezvoltare are nevoie de bani. Așa cum a și spus domnul primar la un moment dat, că dacă am trata această primărie ca o companie, am avea și probleme și lucruri bune, ca și o companie, ca să o dezvolți și acest oraș, trebuie să ai acces la cât mai mulți bani. Pentru că banii fac alți bani. Dacă noi în clipa de față spunem că mergem pe un proiect mic, pe un proiect mare, mergem pe bucăți în funcție de cum ne convine sau cum nu ne convine, fără să privim acest oraș în ansamblul lui, dacă nu avem o viziune completă asupra acestei dezvoltări, înseamnă că rămânem la nivel mic și la nivel de lucruri mici. Suntem într-un moment al istoriei, pentru că noi astăzi, inclusiv prin acest împrumut, creăm istorie, pentru că nu s-a întâmplat de mult
așa ceva în orașul Constanța, când noi scriem dezvoltarea Constanței. Nu văd de ce trebuie să facem amendamente. Dacă e să facem un amendament, domnule primar, să luați mai mulți bani pentru mai multe proiecte și să vedem că acest oraș duduie de investiții. Vă mulțumesc frumos! Doamna președinte, vreau și eu să intervin. Da, vă rog. Orașul Constanța este un oraș solvabil. Deci nu se pune problema că nu putem trage acest bani, nu putem să împrumutăm după o procedură care e destul de groaie, că trebuie să facă o licitație interbancară, nu e simplu. De-aia am și început mai devreme. Deci orașul Constanța are nevoie de dezvoltare. Revin și spun, toți consilierii au văzut bugetul anterior. Știu că prețurile au crescut foarte mult din cauza crizei acestei energetice. Și când ne uităm pe buget, vedem că cheltuielile de funcționare au crescut foarte mult. Nu numai la noi, în toată Europa, în toată țara asta. Veniturile nu sunt pe măsura creșterii acestor cheltuieli, motiv pentru care ne-a rămas un spațiu bugetar foarte mic pentru investiții. Noi cu banii trebuie să facem două tipuri de investiții. Facem investiții pe proiecte care nu sunt finanțate din bani europeni, deci nu avem această oportunitate. Și avem parcuri, avem străzi, avem trotuare. Dar trebuie să facem, să punem bani ca să putem duce la bun sfârșit proiecte pe care le-am semnat. Și toate proiectele astea de care face vorbire domnul Caragheorghe sunt proiecte care au trecut prin Consiliul Local, au trecut studiile de fezabilitate, proiectele am semnat, am fost de acord cu cofinanțarea lor. Este adevărat că pentru unele dintre ele, cheltuielile neeligibile au crescut. Pentru că pe bulevarde s-au făcut, pe vechea administrație, s-a făcut aplicarea, devizele s-au făcut la niște prețuri care erau valabile atunci, dar uitați-vă că acum prețurile au crescut foarte mult. Ce să face? Să nu închidem bulevardele? Mai mult decât atât, ordinea în care s-au pus proiectele astea, că înțeleg că despre asta este vorba, este una foarte simplă. Sunt cele care trebuie finalizate imediat. Aici vorbim de proiecte, așa cum a spus domnul Răsăuțeanu, care s-au semnat pe vremea când domnilor lor erau aici. Păi uitați-vă, cele trei bulevarde s-au semnat atunci. Despre rețelele de termie. Dumnealui a spus foarte bine, noi ne-am angajat să schimbăm toată infrastructura asta, toate rețelele, rețeaua de transport primar secundar și în 3 ani de zile să facem CET-ul. Nu văd niciun motiv real pentru a refuza în momentul de față această cofinanțare, care nu face altceva decât să asigure finanțarea pentru încheierea proiectelor în anul ăsta. Noi pe lista am pus proiectele care sunt în implementare fizică și care sunt cele mai mature și au nevoie de finanțare. Cele mai multe dintre ele trebuie să termine în anul 2023, pentru că sunt în banii din exercițiul bugetar 2014-2020. Banii din exercițiul bugetar 2014-2020. Asta este explicația pe care am vrut să o dau eu. Nu știu, dacă mai sunt întrebări, eu vă stau la dispoziție. Și încă ceva, domnul Caragheorghe. Proiectele nu sunt ale mele, domnule. Nu sunt, domnule, nici ale PSD-ului, nici ale dumneavoastră, nici ale PNL-ului. Sunt ale orașului Constanța. Asta trebuie să se termine. Dumneavoastră va trebui să le explicați cetățenilor de ce nu se termină proiectele astea dacă votați. Va trebui să fiți onest cu dumneavoastră înși vă, să vă duceți în fața cetățenilor și să le explicați. Uite, domnule, noi nu vrem să finanțăm, noi nu vrem să termine bulevardul Lăpușneanu, că nu vrem noi USR-ul. Da, o scurtă intervenție. Nu ceea ce a spus dumneavoastră în parte e corect, dar mai corect ar fi faptul ca toate aceste proiecte care suferă din perspectiva modificării prețurilor și care trebuie actualizate, indicatorii tehnico-economice ale acestor proiecte trebuie să intre în Consiliul Local. Nu să ne ridicăm întrebări asupra acestor valori pe care nu știm de unde să le apucăm. Poate mi-explicați dumneavoastră de unde este valoarea asta de 8.359 de lei. Deci 8.359 de lei care se duce, se propune a fi finanțată la crearea de spital modular
pentru consolidarea capacității medicale, în contextul în care nu ne-a venit nimic în Consiliul Local? Sau de unde apare la incubator? Cum nu va veni nimic în Consiliul Local? N-ați votat în Consiliul Local studiul de fezabilitate pentru... Actualizări, domnule primar. Actualizări a indicat, dumneavoastră ne-a spus că sunt modificări ale prețurilor. Păi actualizările astea sunt date de lege, domnul. Deci actualizările, toate ajustările sunt prevăzute de lege în procente. Nu trebuie să vină în Consiliul Local. Economii, știți foarte bine că deci noi n-am făcut nicio actualizare. Înțelegeți, dumneavoastră sunteți într-o eroare, aveți un deficit de înțelegere. Noi nu putem după ce se, nu putem să facem actualizări de prețuri. Aceste actualizări sunt date de lege. Indicatorii tehnico-economici la proiectul incubatorului de afaceri au venit de două ori în Consiliul Local să fie aprobați. Deci au fost reactualizări de la 8 milioane, am ajuns la 12,5 milioane. A venit într-adevăr că nu s-a prezentat nimeni la licitație, domnul Caragheorghe. De acord, dar nu vă contrazic. Ideea bun, este că dar după ce s-a licitat nu mai vine nimeni în fața dumneavoastră să vă spună nimic. Atunci se aplică actualizările de prețuri și ajustările conform legii. Dacă nu, dacă nu primim astfel de explicații, despre asta este vorba. Adică noi acum aprobăm 4.397.000 la incubator, care nu înțelegem dacă fac parte din acești 12,6 milioane deci, sau sunt peste 12,6 milioane. Toate actualizările astea sunt pe lege, domnul. Nu sunt din capul nostru. Noi credem că pentru a fi pe lege trebuie să fim mult mai concreți în ceea ce propunem în fața Consiliului Local. Da, în fine, asta e, n-am ce să mai zic. Eu mi-am epuizat posibilitatea de a fi persuasiv. O să-l rog pe domnul Belu să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult. Domnul primar, a spus înainte că pentru Constanțeni faceți toate proiectele și nu contează partidele, corect, până aici la un punct. Numai că trebuie, cum a spus domnul Răsăuțeanu, proiectul cu CET-ul este de pe timpul fostului primar Mazăre, care atunci, trebuie să spunem, erau 86.822 de... la CET, la RADET, acum, în 2020. Domnule, hotărâți-vă CET sau RADET, că fiți coerent, vă rog. Abonați pentru terminat. Așa, și? Acum, în 2022, așa? Sunt 33.000, deci un număr mult jumătate care a scăzut. Apropo de aceste programe care a spus că termoficarea a fost făcută și că ar trebui continuată cu un CET nou. Vreau să știm, acum 4 ani, fix acum 4 ani de zile când s-a dorit acest lucru, s-a spus acest lucru? Nu s-a spus. De asta zic că nefiind transparență în primăria Constanța, considerăm că acest împrumut, numai puțin domnul primar, nu ne garantează nimeni că peste 3 ani de zile costul nu crește exact ca celelalte proiecte. Domnul Belu, recunosc că sunteți prea subtil pentru mine. N-am înțeles absolut nimic. Asta mă bucur că e subtil, dar bănuiesc că ceilalți consilieri au înțeles substratul. Că acest proiect, haideți să-l discutăm. Nu neapărat, am zis, nu cu societatea aceea, cu cetățenii, pentru că până la urmă dumneavoastră aveți 10% din populația Constanței care v-a ales. 10%. Nu puteți să spuneți să luați niște credite pe premiza că ați fost ales. Da, într-adevăr, 10%, dar asta se poate schimba și peste un an de zile. Nu știu dacă mai domnul aveți Belu, acel niște eu tocmai de-aia mă prezint că nu iau un nume personal în fața Consiliului Local. Și mai remarc ceva. Când vreți să vă faceți de râs, sunteți de neoprit, domnule. Nicio problemă. Acum 4 ani de zile a avut, o să veni și la punctul care este pe ordinea de zi. Da. Ideea principală este, dacă se poate, să retrageți, care nu cred că faceți acest lucru, deci din start se pare că dumneavoastră nu mergeți pe acest principiu, sau consilierii să voteze o abținere. Haideți mai lăsăm o lună de zile și venim cu ceva concret. Vă mulțumesc tuturor. O să supunem la vot proiectul. Mulțumesc.
Doamna Andrei? Acum am spus acum, nu mi-a apărut sondajul. Pentru. Pentru, mulțumesc. Pentru și 10 abțineri. 17 voturi pentru și 10 abțineri. Proiectul a fost aprobat. Proiectul 5. Proiect de hotărâre cu numărul 53 din 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al CT Base S.A., inițiator primar Virgil Chițac. Domnul Răsăuțeanu, v-ați înscris la cuvânt. Da, mulțumesc. O intervenție scurtă cu o întrebare. M-am uitat pe buget și gândindu-mă că orice buget se face respectând legea și nu superficial, voiam să întreb ce s-a întâmplat cu planul de marketing pe anul 2023? Dacă este o scăpare, dacă nu l-au pus, pentru că pe anul 2022 avem un plan de marketing pe care l-am votat în noiembrie, numărul 16471. Și aici eu cred că sunt chestiuni pe care ar trebui să le abordeze mai serios cei care întocmesc un astfel de buget, pentru că este un buget extrem de important, vorbind de compania de transport în comun, și ne-am dorit și tragem un semnal de alarmă cu această ocazie. Poate ar trebui să se aplece mai atent, pentru că dacă bugetul se construiește fără a respecta cu temeinicie legea, și aici mă refer și la legea bugetului de stat, 638, legea 9 pe 2022. Acolo sunt niște etape pe care trebuie să le respectăm atunci când elaborăm un buget. Și dacă nu le respectăm, există posibilitatea ca în timp Curtea de Conturi să vină și să constate niște prejudicii. Și atunci aceste prejudicii nu trebuie să se impună angajaților. Deci rugămintea noastră este poate mai multă atenție și dacă este cineva să ne răspundă unde este acest plan de marketing pe care trebuia să-l anexeze la buget, vă mulțumesc. De altfel, noi vom vota pentru buget pentru că am văzut acolo că se majorează salariile șoferilor, un lucru pe care îl așteptam și îl salutăm și nu dorim să blocăm această entitate a orașului Constanța, extrem de important. Mulțumesc. Bună ziua, dacă îmi permiteți, Inabela, sunt director economic Citibus. Spuneți. Da, domnul Răsăuțeanu, avem planul de marketing, a fost supus aprobării CEA-ului, a fost prezentat. Posibil să fie o scăpare, nu l-am transmis, dar el există, a fost discutat, analizat și aprobat în Consiliul de Administrație. Mulțumesc. Să rămână, domnule Bela. Deci, planul de marketing există și nu l-ați anexat hotărârii de buget? Da. Da, el există, a fost supus aprobării CEA-ului și îl avem. Adică aveți bani în buget, dar nu l-ați anexat ca și plan, da? Exact, exact. În regulă, și ne puteți trimite și nu planul acela să vă credem pe cuvânt sau da, vreți să vă credem așa? Nu, nu, nu. Sigur că pot să vi-l transmit ca să... Vă rog să îl transmiteți. Cu siguranță. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. O zi bună. Bun, vă rog frumos să o vom supune acum la vot proiectul. Vă rog frumos să vă exprimați votul. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 61 din 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Termoficare Constanța SRL, inițiator primar Virgil Chițac. Dacă nu dorește nimeni să intervină, o să supunem la vot proiectul.
27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 73 din 2023 privind aprobarea planului de administrare, componenta de administrare al Societății Termoficare Constanța SRL, inițiator primar Virgil Chițac. Supunem la vot proiectul. Tincu, domnul Stavăr. Nu am primit sondajul, acum a intrat. Eu n-am primit. Domnul Rusu. Rusu. 25 de voturi pentru și 2 abțineri. Proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 57 din 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Confort Urban SRL Constanța pentru anul 2023. Inițiator primar Virgil Chițac. O să vă rog frumos să vă exprimați votul. Colegi, avem o eroare la votul anterior, motiv pentru care sunt nevoită să dau din nou citire și să ne exprimăm iar votul pe proiectul cu numărul 73 din 2023 privind aprobarea planului de administrare al Societății Termoficare Constanța. Vă rog frumos să vă reexprimați votul la acest proiect. Mulțumesc de înțelegere! Domnul Tincu. Am votat nu pentru că nu funcționează sondajul. Bun, o să vă mai rog ceva. Domnul Rusu, domnul Tincu, v-ați conectat de două ori, poate și de pe tabletă și de pe telefon. Din acest motiv ne-a apărut eroarea la vot. Vă rog să rămâneți conectați pe o singură unitate pentru a nu mai avea erori la vot. Mulțumesc. Am înțeles. Sunt conectat pe laptop. Atâta. Doamna președintă, mie nu mi-a apărut a doua oară sondajul, să știți. Stavăr. Domnul Stavăr, cum votați? Domnul Stavăr? Votez pentru, dar nu mi-a apărut sondajul, să știți. Înțeleg lucrul acesta. Avem niște erori, încercăm să le remediem. Constantin este tot pentru, n-a apărut sondajul. Domnul 6 de voturi pentru și o abținere. Proiectul a fost aprobat. Ne întoarcem la proiectul cu numărul 57 pe 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Confort Urban SRL Constanța pe anul 2023. O să-l supunem la vot de îndată, imediat. Acolo. Putem vota. Eu sunt pentru.
Domnul Stavăr, ați primit polul? Domnul Stavăr? De voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 64 din 2023 pentru completarea HTL numărul 614 din 2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2023. Domnul Stavăr, mă auziți? Bun. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 60 din 2023 privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, inițiator primar Virgil Chițac. Haideți să ne exprimăm opțiunea de vot. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 69 din 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății administrația fondului imobiliar SLR pe anul 2023, inițiator primar Virgil Chițac. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 67 din 2023 pentru modificarea HTL cu numărul 490 din 2021 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța cu modificările și completările ulterioare. Inițiator primar Virgil Chițac. Votăm. Doamna președinte, vă rog frumos, la mine abținere să menționați, vă rog. Nu pentru. Mulțumesc frumos. Am votat pentru din greșeală. Scuze și eu la fel. M-a luat valul. Tot abținere. Păi n-are cum.
Proiectul a primit 24 de voturi favorabile, o abținere și un vot împotrivă. A fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 85 din 2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit numărul 6 Constanța, inițiator primar Virgil Chițac. Votăm. Doamna Popescu? 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 87 din 2023 pentru modificarea HTL numărul 277 din 2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI a imobilului teren și construcție Casino Constanța în vederea consolidării și restaurării acestuia. Inițiator primar Virgil Chițac. Doamna președinte, aici am o scurtă intervenție, o întrebare. În, pe site-ul primăriei nu am putut să descărcăm proiectul. Ori nu a fost anexat, ori nu a fost urcat. Dacă ne poate explica și nouă cineva despre ce este vorba. Ce modificare presupune... Domnul Răsăuțeanu, este încărcat. Doamna director Merla. Este, dar nu merge funcționat și nici descărcat. Vă rog, doamna director. La solicitarea Companiei Naționale de Investiții ni s-a transmis acest deviz în care domniile lor operează modificări la partea de contract de execuție a imobilului. Deci nu ne privește decât din punct de vedere al viitorului beneficiar final al acestui imobil. După cum știți, este un imobil foarte vechi la care a fost nevoie de multe actualizări și completări, inclusiv de modificare prin hotărâre de guvern a condițiilor de majorare a devizului general. De altfel, domnul primar va participa joi la o ședință la CNI, tocmai pentru discutarea acestui obiectiv, a devizului actualizat și a perspectivelor de finalizare, motiv pentru care înaintea acestei ședințe ne-au cerut să fim de acord de principiu cu această modificare a devizului general în sensul ajustării prețurilor la solicitarea constructorului și a companiei care direcționează acest și coordonează acest contract de execuție. Am înțeles, mulțumesc. Vă rog frumos să vă exprimați votul. Domnul Răsăuțeanu. Nu mi-a apărut pentru. Domnul Tatu. Pentru. Nici eu n-am primit pentru. 27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 84 din 2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, bulevardul Ice Brătianu. Inițiator primar Virgil Chițac, voi da cuvântul domnului Caragheorghe. Mulțumesc doamna președintă. Am cerut la începutul acestei ședințe retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi, pentru că noi am constatat o serie de deficiențe în cadrul acestui proiect
și nu ne dorim să pornim din start cu un proiect deficitar, așa cum am mai avut de-a lungul timpului la Constanța proiecte care s-au dovedit, deși s-a strigat de la bun început că au probleme, s-a continuat cu ele și ulterior lumea și-a dat seama că au diferite probleme în implementare. Pentru mai multe aspecte legate de neclaritățile sau deficiențele acestui proiect, o să o las pe colega mea, Cristiana Popescu, să intervină și să dea detalii. Te rog, Cristiana. Mulțumesc! Pentru că este un proiect cu impact, un proiect public cu impact pentru bună parte din Constanțeni. Avem datoria de a învăța din experiența dobândită cu proiectele Lăpușneanu și Ferdinand, proiecte care au generat o mulțime de nemulțumiri din partea constanțenilor. Nu ne este permis să repetăm aceleași greșeli. Pe lângă erorile grafice prezentate în planșele încărcate pe site la acest proiect, am identificat o serie de elemente ce trebuie clarificate înainte de a le aproba. Pistele pentru biciclete nu sunt continue și nu fac legătura cu valul lui Traian. Pe lângă dezavantajul de a fi amplasate pe trotuar, pe anumite tronsoane au o bandă pe sens, apoi apar cu dublu sens pe o singură parte, apoi dispare un sens, apoi dispare de tot, fără a fi semnalizate sau avea legătură tronsoanele între ele. Banda dedicată transportului în comun nu este continuă. Dispară sensurile giratorii și odată cu ele și posibilitatea de a vira la stânga, iar linia dublă continuă se întinde pe distanțe prea lungi, pe anumite tronsoane dispare trotuarul. Nu știu dacă este o eroare grafică sau pur și simplu rămâne doar pista de biciclete și spațiul verde. Pe un anumit tronson, pista de biciclete este amplasată în imediata vecinătate a proprietăților private, ceea ce poate genera riste accidente. Și nu în ultimul rând, este faptul că vor fi desfințate locurile de parcare de pe marginea bulevardului, faptul care am putea fi de acord doar dacă, în paralel cu acest proiect, se desfășoară proiecte menite să compenseze măcar o parte din nevoia locurilor de parcare. Până în prezent, nu avem cunoștință că astfel de proiecte se află în desfășurare. Bulevardul Liceu Brătianu pornește din zona Casei de Cultură, care este o zonă aglomerată și foarte importantă în orașul nostru. Nu putem pur și simplu să ignorăm nevoia locurilor de parcare și ar fi pueril să ne imaginăm că odată cu dispariția locurilor de parcare vor dispărea peste noapte și mașinile. Descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal și încurajarea folosirii transportului alternativ este un proces și se poate realiza doar prin politici coerente și susținute, politici care în realitate în momentul de față ne lipsesc. Mulțumesc! Doamna director Merlo, vreți să aveți o intervenție? Sigur că da, bună ziua din nou! Deci, la observațiile doamnei consilier, aș dori să reamintesc faptul că Bulevardul Brătianu nu are nimic a face cu zona Casei de Cultură. Poate dumneai a făcut observații pe o altă documentație. În al doilea rând, avem politici. La nivelul Constanței există și chiar la nivelul zonei metropolitane un plan de mobilitate urban durabil, aprobat, elaborat de către BERD împreună cu Ministerul Administrației, pe care, prin proiectele pe care le realizăm, accesând fonduri europene, cât și buget local, încercăm să-l punem în aplicare. Referitor la pistele de biciclete, acestea nu susțin faptul că sunt nesemnalizate, deci acestea au prevăzute indicatoare de circulație și semnalizare, acolo unde ele se întrerup pentru a trece în dreptul unei treceri de pietoni pe celălalt trotuar sau cealaltă parte a drumului. Nu dispare banda de autobuz, așa cum ni s-a aprobat și pentru bulevardul șoseaua Mangaliei, și aici, acolo unde fizic drumul se îngustează, acolo ni s-a acceptat shared space, respectiv autobuzul și autoturismul vor circula pe prima bandă a carosabilului. Referitor la locurile de parcare, am discutat de mai multe ori acest aspect. În proiectele complementare acestui proiect de reabilitare a Bulevardului Brătianu, și vorbim, subliniez, de o reabilitare a unei infrastructuri rutiere existente și nu de crearea unei infrastructuri rutiere noi, există identificate în proiectul de reabilitare urbană
Inel 2, cartier Inel 2, anumite locuri, anumite spații din domeniul public al municipiului Constanța, pentru care există și reglementări de urbanism verificate și care, în proiecte complementare, din buget local sau din alte surse atrase, vor fi realizate parcări pentru rezidenți. Mulțumesc! Deci și eu vreau să accentuez faptul că proiectul este în concordanță cu planul de mobilitate urbană durabilă pe care l-am votat în Consiliul Local și l-a asumat toată Constanța. Altfel nu puteam să primim finanțarea. Noi vorbim de un proiect care se va finanța pe exercițiu financiar 2021-2027. Încă nu s-a deschis colo, dar noi îl maturizăm. De așa manieră încât la momentul în care obținem finanțarea, pentru că pentru proiectul ăsta avem sume prealocate, când obținem finanțarea să fim foarte rapizi și să facem licitația de execuție. Pe mine mă nedumerește totuși, doamna consilier, de ce discuțiile astea nu le-ați avut cu doamna Merlă înainte? Aveți viceprimar aici, aveți acces în primărie. Chiar nu înțeleg de ce lucrurile astea trebuie să le discutăm public într-o ședință și să nu le discutăm înainte de a apărea ele, să vă puteți lămuri. Asta chiar nu înțeleg, că, slavă Domnului, noi asta nu sunteți în opoziție. Sunteți la putere, totuși, în primăria Constanța. Aveți viceprimar? Domnule primar, că aceste proiecte cu un impact atât de mare să fie discutate și consilieri și mai ales în Comisia 2 de specialitate care ține de urbanism. Aceste proiecte cu un impact atât de mare pentru orașul nostru, este normal să fie discutate și să se aleagă cea mai bună soluție. Faptul că o firmă care teoretic are niște specialiști, specialiști au avut și pentru proiectele Lăpușneanu și Ferdinand și totuși au generat o grămadă de probleme, ar fi bine ca să le discutăm înainte tocmai. Să sunt și eu de acord cu dumneavoastră, ca să nu ajungem în ședința de Consiliu. Să știți că noi le-am discutat aici. Noi nu i-am lăsat pe proiectant să facă ce au vrut dumnealor. Au venit la varianta asta, am ajuns după multe rafinări. Avem o comisie tehnico-economică. Lucrurile se desfășoară destul de serios, formată din specialiști care spun punctul de vedere. Îi trimitem înapoi să mai modifice. Acum că tot îmi dădeați exemplu, îmi dădea domnul Caragiochi exemplu de Arad. Păi domnule, nu confundați orașele din Transilvania, Banat, care au fost făcute după o arhitectură acum sute de ani, când în zona aia stăpânea Imperiul Austro-Ungar, de-aia ele și sunt avansate că nici nu au probleme cu cadastru față de noi. Nu comparați bulevardele de acolo, care au fost construite cum au fost construite, adică foarte bine, cu cele din Constanța, care, mă rog, ne place, nu ne place, a avut o influență mai turcească, să zicem. Asta este lățimea bulevardului. Avem Constanța este dezvoltată cel puțin la jumătatea secolului XIX pe planurile proiectanților britanici și ulterior are o dezvoltare urbanistică mult mai risită decât multe orașe din Transilvania și nu mai zic din vechiul regiune. Constanța, din punctul ăsta de vedere, vă contrazic categoric. Păi mă contrazice dumneavoastră, dar uitați-vă pe aici Brătianu și spuneți-mi unde vreți să le împingem pe toate. Să facem și pistă dedicată pentru bicicli, să facem și, așa cum ne cere în Europeană, bandă dedicată pentru transportul în comun, să facem de toate. Pentru că, cel puțin în zona Palas, în stânga și în dreapta, sunt case, domnule. Deci dacă vorbim de aici Brătianu și avem probleme de amplasare în spațiu a anumitor dispozitive, ce să mai vorbim de alte străzi? Păi aici Brătianu are funcțiuni de locuire numai pe o parte, iar pe cealaltă parte este calea ferată. Pe cealaltă parte nici măcar nu există trafic pietonal. Nu. Deci pe cel puțin între Cora și... Pe o porțiune până la Cora, dar după aia nu mai e așa. Domnul primar, dacă mai permiteți o completare... Vreau să vă reamintesc faptul că una din soluțiile propuse la un moment dat atât de Universitatea din Londra, cu care am avut un proiect european prin programul Horizon exact pentru bulevardul Brătianu, cât și proiectanții acestui bulevard, firma angajată de către primărie, au propus
traseul de transport în comun pe mijlocul străzii, pe axul străzii. Deci a fost și o astfel de propunere, tot în ideea de a respecta și mai mult decât atât de a împăca toate părțile, ca să mai exprim neacademic. Nu a fost sustenabilă din alte motive. Deci vreau să menționez, doamnei consilier, că nu au venit cu o singură propunere și pe aceea noi am acceptat-o fără să avem comentarii. Deci au fost foarte multe propuneri, au fost studii de trafic în două rânduri făcute, dar problema majoră la Brătianu și care nu suportă amânare din punctul meu de vedere, cu modesta experiență pe care o am, este că 70% din suprafața de carosabil a acestui bulevard necesită sistem rutier nou. Deci este un bulevard care nu mai are fundația în regulă. Asta este motivul pentru care l-am prioritizat la finanțare, pentru că sunt și multe alte străzi din Constanța sau bulevarde care poate ar fi trebuit trecute înainte acestui bulevard la finanțare. Iar atunci când accesăm fonduri, mai ales în exercițiul 21-27, trebuie să respectăm niște condiții impuse de finanțator, 98% ne dau, da? Puțin mai drastice, inclusiv criteriile de NSH. Mulțumesc și mă scuzați de intervenție. Vă mulțumesc și eu. O să supunem la vot proiectul. Domnul Belu? Acest punct. Da, am fost astăzi la Comisia 1 și văd că aceeași placă de doamna Merlă o tot insistă. Acest proiect, din punctul nostru, domnule primar, să știți că n-a fost nicio dezbatere publică, exact cum au fost și celelalte bulevarde, Lăpușneanu, 1 mai, 1 decembrie și chiar Ferdinandu. Și spuneți de fiecare dată că au fost dezbateri publice, vă anunț pe această cale că nu a fost nici măcar o dezbatere publică pentru celelalte proiecte. Iată că după 4 ani de zile, fără o lună, când a fost, deci pe 28 martie 2019 a fost votat în Consiliul Local de PNL, PSD și PMP, și după 4 ani de zile, o mare parte din orașul Constanța, dintre cetățeni care tranzitează acest bulevard Lăpușneanu 1 decembrie, au mari probleme. De ce spun că avem un precedent? Pentru că acest bulevard Brătianul, prin reabilitare, adică dale, ca asta să înțeleagă toți constanțenii și consilierii locali, asta va fi marea reabilitare, într-adevăr, pista de biciclete, dar nu este ok ce se întâmplă și avem alte soluții pentru acest bulevard, dar nu a fost nimeni chemat din societatea civică sau dintre constanțeni. Vă rugăm, insistăm, faceți măcar 2 luni, 3 luni să nu fie acest bulevard și venim cu soluții probabile. Deci de asta zic, chemați-mă la dumneavoastră să discutăm și o să vedeți altă abordare. Știu că toată lumea vrea să punteze în 2024 că s-au accesat fonduri europene, dar am mai avut N exemple în care, apropo de terenurile lui Udrea, sunt în pantă, dar au fost trecute la fonduri europene. Cam atât am vrut să spun. Domnule, care sunt alea? Fiți mai concret, că și domnul Caragheorghe îmi spunea că nu știu câte proiecte s-au făcut și lumea n-a fost mulțumită. Dați-mi, domnule, un exemplu. Cum? Peninsula nu vă spune nimic? Dați-mi un exemplu. Ce anume? Peninsula Constanța. Așa. Nu vă spune nimic? Păi n-a fost cu fonduri europene? Așa, și ce-i cu ea? Păi și vi se pare? Adică proiectul n-a fost bine făcut? Proiectul a fost bine făcut. Problema este că s-a lăsat să se circule pe acolo, domnule. Nu. Vă mergem în București și în alte orașe să vedeți că s-au lăsat, și vă dau exemplu, și la pe multe străzi, o să poată să meargă mașina și stânga și dreapta au fost cu dale sau cu pietre cubice. Păi și dacă zona era pietonală, cu ce vrea să fie? Nu, poate să fie pietonală de la strada... Dumneavoastră nu înțelegeți că proiectul ăla și altele au fost realizate în baza unui proiect tehnic? Că proiectul ăla tehnic a fost verificat de toată lumea?
Că nu se puteau finanța dacă proiectul tehnic nu corespundea standardelor și normelor. Tocmai asta e rugămintea la dumneavoastră. Că unele proiecte le facem numai de dragul... Care, domnule, ziceți unul, domnule, că tot vorbiți la modul general. Ziceți, domnule, unul. Care le facem de dragul de a le face. Da, vorbiți așa la modul general, plin de enfază. Nu, vă spun... Care? Bulevardul Ferdinand, vi se pare ok finalul și cu strada cu Zavodă? Păi cum să nu, adică ce nu e ok? Ce nu e ok în toată povestea asta? Păi cum circulația, deci de, bulevardul Ferdinand de la gară către strada Mircea Cetrân este un sens, deci două benzi, una pentru autobuze și două pentru mașini, iar o mare parte din întoarcere este pe strada cu Zavodă. Care are tot două benzi. Păi da, dar are case, n-are trotuare late de 5 metri. Haideți să mergem să le măsurăm. Dumneavoastră nu înțelegeți că a fost studiu de trafic, că s-a obținut avize de la toate instituțiile statului și asta înainte de, a veni eu la primărie. Dumneavoastră nu înțelegeți cum funcționează lumea, domnule. Mai lăsați-ne în pace cu ideile dumneavoastră, domnule. Domnule primar, domnule președinte, dragă Sorin, te rugăm, hai să oprim aici discuția ca să putem continua ședința, că sunt foarte multe proiecte și sunt adevărat. Și revenim după aia. Incredibilă, stă, măi, ceva de... Nu e ceva, dar dovada că nu există transparență în primărie. A arătat încă a fost o dezbatere publică pe acest subiect, Brătianu. Și vă dau dreptate. Brătianu, v-am spus și dimineață, domnul Belu, mă scuzați domnilor și domnilor consilieri că intervin. Au fost făcute și chestionare și grupuri de lucru cu toate grupurile țintă, cetățeni, rezidenți, agenți economici și persoane care folosesc mijloacele de transport în comun. Dacă dumneavoastră nu ați participat și nu ați completat acele chestionare, înseamnă că... Domnul Belu, o să vă rog să vă rezumați la 5 minute. Să putem să trecem la vot, vă rog frumos. Păi, dar nu e vorba. Până la urmă faceți pentru... Domnul Belu, o să vă rog frumos să vă rezumați la celelalte intervenții la 5 minute maxim. Mersi. Am înțeles, dar de asta zic, haideți să încercăm acest... Faceți pe, măcar o dată să scrie presa, domne, un proiect s-a oprit, vom reveni. Doamna președintă, pentru că s-a adus în discuție și numele meu vis-a-vis de faptul că am vorbit la general și nu am dat un exemplu concret. Da. O să dau un exemplu concret pe care l-am spus inclusiv în comisie și anume bulevardul Lăpușneanu. Așa. Hai să vorbim despre partea de la, să zicem, aproape finalizată, de la Dobrogea la Tomistrei, unde de la bun început, dacă nu mă înșel, cred că și asociația dumneavoastră a criticat la început atunci când se prefigura acest proiect, dar poate greșesc, în fine. S-a știut foarte bine că se vor elibera, se va elibera la un moment dat bulevardul de locuri de parcare și nu s-au găsit soluții până acum unde vor ajunge acele mașini. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, este în acest moment în cartierul Tomis Nord, sau mai exact în Tomis 4, sunt ambuteaje incredibile pe strada Adam Clisi de la Tomis 3 spre Brotăcei, pentru că ce să vezi, nu mai poți să faci stânga în cartier, nici la Suceava, nici la dispensarului. Deci lucruri care se știau de la bun început că or să se întâmple, dar pentru că anumiți specialiști cu ochi de, cu ochelari de cal nu au știut sau nu le-au avut în vedere sau studiile lor de trafic spuneau cu totul altceva, în acest moment se blochează traficul la strada Adam Clisi incredibil. Și dumneavoastră puteți să mă contraziceți, o să vă contrazică cetățenii și o să spună că este o mare problemă de implementare a proiectului de pe Lăpușneanu. Și vorbesc numai de prima parte, de cea dintre Dobrogea și Tomistrei. Și v-am dat un exemplu concret. Da, chiar nu vreau să mai comentez. Bun, o să vă rog frumos să vă exprimați votul. Mulțumesc. ...18 voturi pentru și 9 abțineri. Proiectul a fost aprobat.
Proiect de hotărâre cu numărul 76/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a caietului de sarcini, afișei de date, a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării imobilului proprietate privată a municipiului Constanța, situat în strada Siretului numărul 17, spațiu comercial și depozit, compus din două corpuri, respectiv C1 în suprafață de 273,8 metri pătrați și C2 în suprafață de 65,9 metri pătrați, precum și teren în suprafață indiviză de 198,9 metri pătrați, inițiator primar Vladimir Chițac. O să vă rog să votați. Domnul Iacob? ...27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 70/2023 privind aprobarea vânzării directe a imobilului locuință situat în municipiul Constanța, strada Constantin Hurmuzache, numărul 18, loc IV26, scara apartament 2, către Olaru Petre și Olaru Violeta, în vederea punerii în executare a sentinței civile cu numărul 3353 din 31 martie 2022, pronunțată de judecătoria Constanța, în dosarul cu numărul 26971/212/2019, rămasă definitivă prin decizia civilă cu numărul 1716 din 22 noiembrie 2022 a Tribunalului Constanța, inițiator primar Vergil Chițac. Vă rog să vă exprimați votul. ...27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 62 din 2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare și dotare, clădire administrativă, servicii control, inițiator primar Vergil Chițac. Vă rog frumos să vă exprimați votul. Domnul Merdinian. ...26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 63 din 2023 privind aprobarea aderării municipiului Constanța la rețeaua de orașe europene a Urban Mobility, o inițiativă a Institutului European pentru Inovare și Tehnologie, organism al Uniunii Europene, inițiator viceprimar Florin Daniel Cocardeanu. Vă rog frumos să vă exprimați votul. ...27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul de hotărâre cu numărul 79 din 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții, amenajare spațiu public situat la intersecția străzii Soveja cu strada Ștefăniță Vodă, amenajare peisagistică, parc Soveja și reconfigurare circulație, etapa studiu de fezabilitate, inițiator primar Vergil Chițac. O să dau cuvântul domnului Caragheorghe. Mulțumesc.
Aici, în principiu, noi susținem, bineînțeles, intervenția în acel spațiu și toată amenajarea peisagistică care trebuie să aibă loc, numai că de unde știam că proiectul este la o anumită era localizat pe o anumită suprafață, în acest moment el a fost extins și nu am avea o problemă majoră cu acest lucru, numai că a fost extins exagerat și s-a ajuns la propunerea de expropriere a unui teren neconstruibil, care din punctul nostru de vedere nu face niciun sens pentru proiect în sine, decât dacă nu cumva există alte chestiuni absconse pe care nu le putem defini, în paralel cu faptul că există un alt teren la imediată apropiere, care are funcție construibilă și acela nu este propus să fie expropriat. Dar cel terenul care este neconstruibil este propus să fie expropriat. Și din acest considerent, noi ne vom abține pentru la acest proiect, pentru că ni se pare cumva o... Da, vă rog. Te rog. Dacă poate, vă rog frumos să repete întrebarea. Nu întrebare. Dumnealui a spus de ce se abține. Prin faptul că mi se pare dubios că expropriem terenul ăsta care nu e construibil. Se expropriază un teren neconstruibil într-o limită extremă a unei suprafețe, din punctul nostru de vedere exagerat, se duce chiar lângă blocuri și se propune exproprierea unui teren neconstruibil lângă blocuri, în comparație cu un teren care este construibil la bulevard, acela nu este propus pentru expropriere, care s-ar pleta mult mai mult pentru extinderea acestei suprafețe. De aceea, din punctul nostru de vedere, sunt serioase semne de întrebare. O discuție tehnică împreună cu proiectanții. Proiectanții au analizat că zona respectivă, ne-au propus această variantă de proiect și noi am adoptat această soluție. N-a fost nicio discuție legată de terenuri, de alte discuții apropo de cine expropiem sau pe cine nu expropiem. Doar s-a propus o amenajare pe acel teren, pentru că acel teren la acest moment nu este ceea ce trebuie și este sub orice critică, nu este îngrijit. Și noi am zis că dacă tot facem acest proiect și am gândit ca un tot unitar, mergem și în parcarea din spate, era necesar să ne uităm și pe această zonă. Atunci avem un mare semn de întrebare și asupra specialiștilor care sunt consultați de primărie, pentru că este efectiv pentru orice om care la limita bunului simț să observe acest proiect și să-și dea seama că acolo ceva nu este în regulă. În ce sens? Nu înțeleg întrebarea. În sensul că spațiul propus pentru expropriere este fix în lângă două blocuri, da? Iar spațiul și are funcție neconstruibilă, da? Deci atunci pentru ce primăria trebuie neapărat să-l exproprieze acel spațiu care are funcție neconstruibilă? Ca să facem parcare. Ca să facem parc. Un loc ca să redăm cetățenilor, pentru că la acest moment... Să-l regenerăm, să intre într-un proces de regenerare urbană, să-l redăm cetățenilor. Haideți să o luăm și altfel. Dacă am fi expropriat, zona construibilă ar fi costat mult mai mult. Zona construibilă este la aproximativ 20 de metri de acest teren. Deci sunt practic unul aproape lipite, nu sunt chiar lipite, dar sunt aproape unul de altul. Unul este neconstruibil, unul este construibil. Cel neconstruibil de o suprafață ceva mai mare este propus la expropriere. Îmi cer scuze, dar din punctul nostru de vedere nu face sens. Deci, dacă v-ați uitat pe proiect, vă rog, este un teren care este chiar lângă stația de transmisiuni speciale. Și la acest moment se lucrează și la puzul zonei. Din avizele care au fost obținute. Nu se mai aude. Ne auziți? E bine. Din avizele care au fost obținute de către proiectantul care face puz, s-a constatat faptul că acea zonă nu este edificabilă. Fapt pentru care s-a ales această soluție să se includă prin proiect. Noi am plecat, așa cum am spus și la comisie, ne-am plecat cu parcul de la Ștefăniță Vodă pe fostele galerii Soveja și din discuțiile care le-am avut cu proiectantul am zis să analizăm o zonă mult mai largă, astfel încât să gândim pe ansamblu. Să nu venim doar cu spațiu verde punctual și restul să fie asfalt. Fără locuri de joacă și fără zone amenajate pentru cetățeni. Da, bine. Eu acum vă mai atrag atenția că vorbim de 200.000 de euro pentru exproprierea acestui teren în spațiul respectiv. Toate lucrurile astea se fac, valoarea finală va fi stabilită în urma eu zic ce scrie în proiect. Unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator ANEVAR.
Ok, în regulă. Asta nu înseamnă că lucrurile sunt în regulă acolo. Mulțumesc. Vă rog frumos să vă exprimați votul. Doamna Popescu? Optsprezece voturi pentru și 9 abțineri. Proiectul a fost aprobat. Proiect cu numărul 82 din 2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, construire bazin olimpic în municipiul Constanța și desfințarea elemente existente. Inițiator primar Vergil Chițac. Domnul Caragheorghe, vă dau cuvântul. Da, mulțumesc, doamna președintă. Și aici intervenția noastră are în vedere faptul că cu siguranță ne dorim să avem un bazin olimpic în oraș, dar nu cu orice preț și nu în orice condiții. Și bineînțeles că ne dorim să fie un proiect grandios la nivelul orașului Constanța, pe măsura a ceea ce merită acest oraș. Ori, pe de o parte, înțelegem că acest bazin olimpic, hai să-i spunem așa cum îi spunem sălii polivalente, polivalentă, deși nu este polivalent, așa îi vom spune și acestui bazin olimpic, deși el nu va putea fi omologat pentru concursuri internaționale. Da? Asta pe de o parte. Pe de altă parte, poziția unde se propune amplasarea acestui bazin olimpic presupune o expropriere, o expropriere de aproximativ 4 milioane de euro. Iarăși vin și spun, poate că de acești 4 milioane de euro puteam face câteva săli de sport pe la școli atât de necesare în sistemul educațional din Constanța. Și de ce nu am fi reușit să găsim totuși un alt teren unde să amplasăm acest bazin care să fie cu adevărat olimpic și de care se bucure cu adevărat Constanța la nivelul meritat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna președintă, am și eu o intervenție. Ascult, domnul Răsăuțeanu. Mai mult decât o declarație, aș dori să pun niște întrebări, pentru că am studiat foarte bine proiectul de hotărâre, că a demers, bineînțeles că și noi ne dorim construirea unui bazin olimpic în municipiul Constanța și credem că este nevoie de așa ceva. Dar sunt câteva semne de întrebare. Și anume, în corpul hotărârii, așa cum a fost ea prezentată, ce puțin cum am accesat-o eu, nu există sau nu se prezintă niciun raport de evaluare, așa cum spune legea 255/2020. De altfel, n-am înțeles foarte bine care a fost raționamentul sau de ce s-a ales acel teren, care a fost criteriul pentru care s-a ales acel teren. Nu am înțeles de altfel, așa cum este scris în proiect, de ce trebuie să fie ca sursă de finanțare doar bugetul local, pentru că vorbim totuși de 23 de milioane de euro, așa cum scrie în studiul de fezabilitate, valoare totală de investiție. Sunt bani foarte mulți și trebuie să fim foarte, foarte atenți și să construim serios un astfel de proiect. O altă problemă, m-am uitat pe deviz și costurile care sunt prinse acolo pentru branșament la termoficare, la încălzire, sunt de aproape 2 milioane de lei, iar o sumă colosală. Cum s-a ajuns la acea sumă? De altfel, există o diferență colosală între valoarea totală, și anume de 116.879.000 de lei și contribuția la construcție-montaj, care este mult mai mică, o diferență de 50 de milioane, respectiv 65.695.000 de lei reprezintă valoarea totală pe construcție și montaj. Deci, iată o diferență de 50 de milioane de lei
pe care iar nu o înțelegem și poate ne răspunde cineva la această întrebare. Și o ultimă intervenție care face referire la niște situații pe care în Comisia Tehnică Economică s-au prezentat niște valori ale acestui proiect de investiții. Și anume, pe data de 9 februarie se prezenta în Comisia Tehnică Economică o valoare totală de 94 de milioane de lei pentru această investiție. Iar pe data de 22 februarie, tot în acea Comisie Tehnică Economică, se prezenta valoarea, cea pe care o prezentați și în proiectul de astăzi, de 116.879.000 de lei. Și cred eu că de aici se nasc niște întrebări legitime, poate cineva să ne răspundă și nouă, de ce aceste discrepanțe, de ce atât de mulți bani, de ce acolo și de ce nu facem sau elaborăm un studiu de fezabilitate care să se așeze mult mai bine și mult mai temeinic pe o abordare serioasă din punct de vedere al managementului și așa mai departe. Încă o dată, ne dorim construcția unui astfel de bazin, dar respectând și legea și asumându-ne niște studii de fezabilitate serioase și realiste. Domnul Văiescu. Da, o luăm pe rând, vă rog frumos. Pentru partea de deviz general, noi pe tot ceea ce facem trebuie să respectăm legea. Avem hotărârea de guvern 907, prin care ne este prezentată o structură a devizului general. În această structură a devizului general sunt prevăzute anumite costuri care sunt procentual raportate la valoarea de investiție. Apropo, de ce a crescut așa de mult valoarea? Pentru că avem odată valoarea de expropiere care este calculată față de grila notarilor. Și mai avem diverse și neprevăzute, iarăși este un procent fix care este prins în conținutul cadrului al documentațiilor și celelalte avize și taxe care iarăși sunt procente fixe. În ceea ce privește partea de... Numai un pic, scuze că te întrerup. Asta știu, eu am văzut acolo de unde vin. Întrebarea era următoarea, era prima întrebare care cred că e cea mai importantă. De ce nu există un raport de evaluare, așa cum spune legea 255 și așa cum ați mai făcut și la alte proiecte? De exemplu, proiectul pe care îl aveți cu ordinea de zi suplimentară, acolo sunt specificate niște rapoarte de evaluare. Și întrebarea este, de ce la acest proiect nu există raport de evaluare și vă raportați doar la grila notarilor? Vă răspund imediat, vă rog. Deci, pe legea 255 se prevăd foarte clar etapele de expropiere. Într-o primă etapă trebuie întocmită această documentație tehnico-economică cu indicatori tehnico-economici. După ce se aprobă indicatorii tehnico-economici, ceea ce facem noi acum, după aia mergem pentru partea de evaluare și se va face o nouă comisie, așa cum spuneați, ulterior, pentru evaluarea acelui raport de evaluare, cu coridor de expropiere și toate celelalte aspecte care sunt prevăzute pe legea 255. Apropo de discuția care ați avut-o referitoare la valorile din CTE, în urma parcurgerii documentației de către comisia stabilită prin Comisia Tehnică Economică, s-a observat că nu au fost prevăzute sumele aferente expropierilor. Și de asta avem aceste valori cu care au crescut devizul general. Și domnule Plăiescu, o întrebare. Este adevărat că pe acest bazin nu vor putea fi organizate decât competiții naționale și cele internaționale nu vor putea fi organizate? Din punct de vedere tehnic, trebuie să specificăm faptul că la acest moment, în România, România nu are un bazin ca să desfășoare competiții internaționale pentru seniori. Avem doar un singur bazin pentru competiții internaționale la București, la Otopeni, da? Pentru juniori. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar eu zic să învățăm, să o luăm pas cu pas. Dacă e să facem acest bazin și dacă vreți să facem la nivel mondial, da, fără niciun fel de problemă, învățăm din acest bazin și mâine ne apucăm de încă unul.
Dar nu cred că trăim niște momente istorice și nu cred că ne permite bugetul eventual să facem noi împrumuturi ca să facem și alte bazine ulterior olimpice, cu adevărat. Și nu cred că este timpul de experimente. La acest moment, Constanța are deja niște campioni consacrați pe partea de natație. Tocmai de aceea merit un bazin așa cum trebuie, la standarde internaționale. Vor fi la standarde naționale. Competiții naționale se pot desfășura ca la fiecare bazin din această țară. Nu, domnule Vlescu, Constanța are campioni olimpici și participanți medaliați la campionate mondiale, deci Constanța trebuie să aibă un bazin internațional, la standarde internaționale, nu naționale. La acest moment, să știți că s-au schimbat în anul 2020 standardele pentru tot ce înseamnă bazine mondiale. Dacă noi acum facem un bazin și suntem blocați, vrem bazin mondial, poate între timp se schimbă iarăși standardele. Haideți să învățăm, să mergem pas cu pas, să facem un bazin care putem să ne folosim de el și să creăm, iarăși să putem să ne gândim că creăm campioni mai departe și ulterior, vă zic că mâine ne apucăm de încă un bazin. Dom'le, Constanța are nevoie de un bazin olimpic. Ne place, nu ne place, e o rușine că orașul ăsta de la mare, orașul marinarilor, n-are un bazin olimpic. Deci acolo e o zonă pe care noi am gândit-o în viitorul Constanței și cred că accepta și noastră, având în vedere proximitatea cu stadionul și cu tot complexul sportiv care se va crea acolo, este o zonă destinată relaxării și practicării sportului. E cât de cât centrală, nu e periferică, se poate ajunge foarte ușor la ea. Ăsta e motivul pentru care am găsit locația aceea. Dincolo de asta, rămâne cam noastră să decideți dacă prin vot veți da oportunitatea să facem bazinul așa cum vi l-am prezentat noi sau nu. Votul, mulțumesc. Domnul Constantin. Nouă voturi pentru și 17 abținere. Proiectul nu a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 78/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate, lucrări de regenerare urbană și amenajare spații verzi în zona Sala Sporturilor, Bulevardul Tomis, colț cu strada Sarmi-Segetuza din municipiul Constanța. Vă rog frumos să vă exprimați votul. Nu mai înseamnă. Domnul Constantin, sunteți? Pentru. 27 pentru, proiectul a fost aprobat. Ura. Proiect de hotărâre cu numărul 77/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate, centru social, cultural, recreativ și amenajare spații verzi în zona cartier Poarta 6, strada Pajurei din municipiul Constanța, inițiator primar Vergil Chițac. Vă rog frumos să votați.
Aoleu. Zice, mame, la ultimele două proiecte sunt pentru, dar am pierdut semnul. Am notat, domnul Constantin, vă rog și eu să vă închideți microfonul când nu votați sau când nu aveți ceva de spus în ședință. Mulțumesc. Tocmai asta este, căutam că a pierdut dintr-o dată semnalul și da. Alături. 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 81 din 2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalului indicator tehnico-economic pentru obiectivul de investiții, pasarelă pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul kilometru 45 și cartierul Faleză Sud, poarta 6, în zona liceului Lucian Blaga. Inițiator primar Virgil Chițac, votăm. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 86 din 2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, amenajarea integrată a zonei cuprinsă între accesul către plaja modern, strada Lebedei și Talus, crearea de facilități pentru evenimente culturale și pentru petrecerea timpului liber, zona de promenadă și parcaje. Inițiator primar Virgil Chițac. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 47 din 2023 pentru modificarea hotărârii de Consiliu Local cu numărul 338 din 2021 privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Vânzare prin licitație publică a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța. Inițiator primar Virgil Chițac. Avem nevoie de buletin de vot aici? Da. Propunerea este doamna consilier local Arghirescu Adriana. De voturi pentru și unul împotrivă. Supunem la vot proiectul în integralitate. Domnul avătafului.
27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul cu numărul 28, proiect de hotărâre numărul 734 din 2022, privind aprobarea raportului de evaluare cu numărul 263.140 din 15 decembrie 2022, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, sat Vacanță, Luna Park, în suprafață totală de 1.622 de metri pătrați, inițiator primar Virgil Chițac. Voi da cuvântul domnului Caragheorghe. Mulțumesc. O să fiu succint, scurt. Acest proiect a mai fost odată pe ordinea de zi în luna decembrie, a picat la vot. Aș vrea să cred că rămânem consecvenți atât consilierii PNL cât și consilierii USR. Altfel am avea suficiente întrebări asupra revenirii acestui proiect pe ordinea de zi. Vă mulțumesc! O să supunem la vot acum proiectul, dacă nu vrea să mai intervină nimeni. Vă rog frumos să vă exprimați opțiunea de vot. Domnul Tincu? Optsprezece voturi pentru și 9 împotrivă. Proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 48 din 2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 265 de metri pătrați, situat în municipiul Constanța, Alea Veteranilor numărul 27, proprietatea privată a municipiului Constanța. Inițiator primar Virgil Chițac. Vă rog frumos să vă exprimați opțiunea de vot. Nouăsprezece voturi pentru și 8 abțineri, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 49 din 2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 53 de metri pătrați, situat în municipiul Constanța, strada Bogdan Petricei cu HD-ul, numărul 15A, identificat cu număr cadastral 250.959, proprietate privată a municipiului Constanța, inițiator primar Virgil Chițac. Vă rog frumos să vă exprimați votul. Douăzeci și șapte de voturi pentru, proiectul a fost aprobat.
Proiect de hotărâre cu numărul 50 din 2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 149 de metri pătrați, situat în municipiul Constanța, strada Capitan Petre Romulus, numărul 4B, identificat cu număr cadastral 222.053, proprietate privată a municipiului Constanța. Vă rog să vă exprimați votul. Arghirescu pentru, nu mi-a apărut mesajul. 19 voturi pentru, 8 abțineri. Proiectul a fost aprobat. Proiectul de hotărâre cu numărul 51 din 2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 28 de metri pătrați situat în municipiul Constanța, strada Ion Adam, numărul 34, identificat cu număr cadastral 253.961, proprietatea privată a municipiului Constanța, inițiator primar Vergil Chisac, votăm. Luca Raghiorghe, vă rog să votați. Am votat pentru, dar cred că nu l-a luat. Pentru. Deci 20. Da. 26 de voturi pentru și o abținere. Proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 52 din 2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 50 de metri pătrați situat în municipiul Constanța, strada Gheorghe Lazar, numărul 2, identificat cu număr cadastral 252.675, proprietatea privată a municipiului Constanța, inițiator primar Vergil Chițac. Doamna președinte, cred că se întâmplă o eroare cu softul dumneavoastră. Eu am votat pentru. Ia vedeți, e cumva la mine abținerea? Verificăm. Verificăm, domnule funcționar. Pentru ce? La proiectul numărul 51, domnule Săuțeanu, cum a fost înregistrat? Pentru. Pentru. Apăreți cu vot favorabil. Bun. Vă rog frumos să vă exprimați votul acum pentru acest proiect. Domnule Săuțeanu, acum ați votat? Îmi cer scuze, nu v-am auzit, s-a deconectat, acum m-am conectat iar. Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot la pentru. Proiectul cu numărul... bun, pentru.
52. 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 36 din 2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului suprafață de 79 de metri pătrați, situat în municipiul Constanța, strada Pescarilor, numărul 35A, proprietate privată a municipiului Constanța. Inițiator primar Virgil Chițac. Domnul Răsăuțeanu? Pentru. 19 voturi pentru, 8 împotrivă, proiectul a, 8 abțineri, mă scuzați, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 55 din 2023 privind aprobarea oportunității vânzării terenului în suprafață de 854 metri pătrați, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, identificat cu număr cadastral 230.677, proprietate privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1 Bufet Felix Parter, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății Marina and Santis SRL. Inițiator primar Virgil Chițac. O să vedem, da, domnul Caragheorghe, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Vreau să atrag atenția colegilor consilieri că aprobarea acestui proiect înseamnă încă o dată undă verde pentru construcții pe plaje. În contextul unui PUZ Mamaia nesuspendat, știm foarte bine ce aberații urbanistice au loc acolo. Mai mult decât atât, acest lot este chiar pe plaja stațiunii Mamaia și nu cu foarte mult timp în urmă, știm foarte bine, într-un alt caz deja s-a dat o supraetajare a unei alte construcții pe plaje, deci avem de-a face cu aceleași chestii care istoric o pată neagră asupra orașului. Și rog consilierii să nu dea girul lor asupra acestui proiect. Vă mulțumesc frumos. O să dau cuvântul și domnului Belu. Vă rog frumos, domnul Belu, să vă concentrați să discutați în maxim 5 minute, să luați cuvântul în maxim 5 minute. Voi fi și mai scurt. Vreau să reamintesc consilierilor PNL care ciclul electoral dinainte au votat împotrivă. Spețele nu s-au schimbat și exact cum a zis și domnul consilier de la USR, ar fi... Prin acest vot se va începe un nou hotel într-o zonă de plajă. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și eu. Dacă nu vrea nimeni să mai ia cuvântul, o să vreau frumos să vă exprimați opțiunea de vot. Ce voturi pentru și 8 împotrivă. Proiectul a fost aprobat. O întrebare în ciclul celălalt, tot liberalii au fost câteva persoane care au blocat și n-a trecut și acum sunt mai multe voturi și trece? Mulțumesc mult! Thank you.
Bun. O să trecem la proiectul următor. Proiect de hotărâre numărul 58 din 2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a caietului de sarcini, afișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 147 de metri pătrați, situat în municipiul Constanța, strada Popa Farcaș, numărul 22B, inițiator primar Virgil Chițac. Domnul Ochiuleț, doamna Arghirescu, doamna Popescu. Pentru. 27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 74 din 2023 pentru modificarea și completarea HTL numărul 63 din 2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța. Inițiator primar Virgil Chițac. Vă rog frumos să vă exprimați votul. Doamna Andrei? Pentru, nu mi-a apărut sondajul. 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 44 din 2023 privind aprobarea asistării stării de indiviziune cu sulta asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 211.492, înscris în cartea funciară cu numărul 211.492, în suprafața de 93 metri pătrați, situat în municipiul Constanța, strada Sentinelei numărul 15, în favoarea numitei Popescu Roxana, inițiator primar Virgil Chițac. Vă rog să vă exprimați votul.
27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 45 din 2023 privind aprobarea asistării stării de indiviziune cu sulta asupra imobilului teren identificat cu numărul cadastral 251.495, înscris în cartea funciară cu numărul 251.495, în suprafață de 69 de metri pătrați, situat în municipiul Constanța, strada locomotivei numărul 18 bis, în favoarea numitei Becutanța. Inițiator primar Virgil Chițac, vă rog să votați. Domnul Nicolae, Constantin. ...26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 83 din 2023. Am votat pentru, dar probabil nu... Să trăiți. Proiect de hotărâre cu numărul... 83 din 2023 privind revocarea dreptului de administrare al societății Administrația Fondului Imobiliar SLR Constanța asupra imobililor situate în municipiul Constanța, inițiator primar Virgil Chițac. Doamna președinte, vreau să intervin pentru o scurtă precizare. Nu este în intenția noastră ca aceste active pe care le retragem de la ei să o facem ca să-i decapitalizăm. N-are nicio legătură procesul lor de transformare în societate comercială cu faptul că noi retragem activele astea. Și vă spun despre ce e vorba. E vorba de pe piața Griviței, piața Filipescu, imobilul de pe strada Mercur și terenul de tenis de la TCIN, din cartierul Tomis Nord, acolo. Noi vrem ca activele astea să le revitalizăm. Iar ei nu pot să o facă. Adică să fim onești. Nu au specialiști care să știe să scrie un caiet de sarcini, să organizeze licitație. Durează foarte mult procedurile la ei. Nu facem altceva decât să le tragem, le retragem, să le facem, să le dăm după aia înapoi, să le exploateze. Deci asta este gândirea noastră, nici de cum alta. Mulțumesc. Bun. O să vă rog frumos să vă exprim. Nu, domnul Caragheorghe, v-ați înscris la cuvânt. Domnul Caragheorghe, mă auziți? Da, mulțumesc, doamna președintă. În legătură cu acest proiect, vreau să spun că sunt suficiente motive care ne sugerează ilegalitate, inclusiv din perspectiva faptului că luarea administrării piețelor la AFI nu poate să fie decât definitivă și nu poate să rămână ulterior într-o anumită formă în care fondul imobiliar să poată acționa asupra piețelor. Deci dacă îi se ia dreptul de administrare, s-a terminat, nu mai poate să intervină fondul imobiliar. Iar din perspectiva capacității fondului imobiliar de a manageria diverse proiecte, eu stau și îmi pun întrebarea cât de capabilă este primăria sau departamentele din primărie, pentru că sunt numeroase situații în care s-au pierdut fonduri pentru incapacitate de a manageria anumite proiecte de dezvoltare. Și atunci mă tem că acest proiect este din capul locului greșit. Tocmai de aceea noi vom vota împotrivă. Vă mulțumesc. Dar primăria asta nu e condusă și de un viceprimar USR, domnul Caragheorghe, care a pierdut finanțări și n-a fost în stare să facă proiecte? Ce legătură are viceprimarul USR cu aceste proiecte? Ce legătură au departamentele din subordinea viceprimarului USR cu ceea ce vorbesc eu? Absolut nicio legătură, doar că trebuie neapărat să spuneți și dumneavoastră ceva. Domnule Răsoțeanu, tocmai ce ați vândut o bucată de... Numeroase proiecte pentru care s-au pierdut fondurile. Care sunt acele numeroase proiecte pentru care s-au pierdut fonduri? Iarăși îmi cereți să fiu specific și o să vă spun numai despre colegiul Mircea cel Bătrân. Nu s-a pierdut, domnule, niciun fond.
Banii am dat înapoi și să recuperăm pe nou proiect, nouă programă operațională. Avem suma alocată. Okay. Altceva. Deci s-au pierdut și urmează să refacem proiectul. Ok, am înțeles. Nu refacem proiectul. Depunem din nou documentația și o să primim finanțarea. Ideea că nu puteam să terminăm până în 2023 din moment ce n-am avut toate avizele. N-a depins de noi. În regulă, domnule primar, doar ce v-am spus... Hai dați-mi unul, domnule, încă unul, că a zis că sunt numeroase. Care sunt alea numeroase? E suficient. Deja... Da? Bine, mulțumesc. Votam. Mulțumesc. Domnul Stavăr și domnul Merdinian, vă rog să vă exprimați votul. Am votat, vreți să verificați dacă a intrat? Da, este înregistrat votul. 18 voturi pentru și 9 împotrivă. Proiectul a fost aprobat. Domnul Merdinian, dacă mai sunteți și vreți să vă exprimați votul, dacă nu... Rămâne situația cum am prezentat-o. Proiect de hotărâre cu numărul 59 din 2023 privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța, Aleea Veteranilor, zona Constanța Sud, în vederea înscrierii în cartea funciară. Inițiator primar Virgil Chițac. Vă rog frumos să vă exprimați votul. Domnul Caragheorghe, domnul Merdinian. Pentru dacă nu s-a înregistrat votul. 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 66 din 2023 privind darea în folosință gratuită către Universitatea Ovidius din Constanța, imobilului teren și construcție situat în municipiul Constanța, strada Ion Vodă, numărul 58, școala generală numărul 43. Inițiator primar Virgil Chițac. O să ia cuvântul domnul Belu. Domnul Belu, 5 minute maxim, mulțumesc. Domnule consilier, la o perioadă de 2-3 ani, Primăria Constanța dă anunț că dorește să închirieze, să caute o locație pentru o grădiniță, pentru o creșă. Și acum vin și vă întreb, de ce dacă dumneavoastră aveți această locație, trebuie să o dați gratuit universității, chiar dacă este tot de stat și chiar dacă este în învățământ, pentru ce acest troc în care să-l dăm universității, care universitatea poate oricând să-și închirieze sau să facă rost de alte locații, în detrimentul Primăriei Constanța, în care, uitați, acum un an de zile ați aprobat pentru închiriere o locație pe Brătianu sau nu mai știu pe unde, pentru a face o grădiniță. De ce trebuie să dăm noi locațiile pentru alte universități? Mulțumesc mult! Vă rog frumos să vă exprimați vot.
26 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. 27. Proiect de hotărâre cu numărul 75 din 2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța unor imobile situate în municipiul Constanța. Inițiator primar Virgil Chițac. Vă rog frumos să vă exprimați vot. Doamna Andrei Mihail. ...26 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 699 privind atribuirea de denumiri cartierilor din municipiul Constanța, inițiator primar Virgil Chițac. Domnul Caragheorghe, 27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 68 din 2023 privind confirmarea adeziunii municipiului Constanța la Convenția Primarilor Europa, inițiator primar Virgil Chițac. Domnul Cocargeanu, domnul Caragheorghe, domnul Răsăuțeanu, doamna Nicolae Rinela. ...26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 54 din 2023 privind aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor, corespunător documentației tehnico-economice aprobate, studiul de fezabilitate, reabilitarea rețelelor de termoficare din municipiul Constanța, etapa 5, pentru perioada 2023-2041, inițiator primar Virgil Chițac. Domnul Răsăuțeanu. Pentru. 27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.
Proiect de hotărâre numărul 703 din 2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Constanța pentru anul 2023-2024. Inițiatori consilierii locali Ionuț Rusu, Mirela Garip, Romeo Stavăr Vergea, Irinela Nicolae, Liviu Merdinian. Domnul Caragheorghe, domnul Răsăuțeanu, pentru, domnul Ochiuleț, pentru, 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 71 din 2023 privind aprobarea modificării și completării statutului și actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, inițiator primar Vergil Chițac. De voturi pentru. 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 72 din 2023 privind aprobarea modificării și completării regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare în unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța și în care îl desfășoară activitatea operatorul regional Rajla S.A. Constanța și a contractului de furnizare prestare a Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare. Inițiator primar Vergil Chițac. Douăzeci și șapte de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 46 din 2023 privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Confort Urban SRL, inițiator primar Vergil Chițac. Aici avem buletin de vot. Doamna secretar. Da, propunerile sunt următoarele. Domnul Anghel Radu Liviu, domnul Darea Daniel și domnul Solomon Ioan.
Voturile pentru domnul Anghel Radu Liviu sunt următoarele. 27 de voturi pentru. Pentru domnul Dara Daniel, 25 de voturi pentru și un vot împotrivă. Și pentru domnul Solomon Ioan, 25 de voturi pentru și un vot împotrivă. Supunem la vot proiectul în integralitate. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. În acest moment vom discuta proiectele de pe ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre cu numărul 629 din 2022 privind aprobarea implementării unui sistem certificat de management flota auto, monitorizare GPS, care va fi folosit de către instituțiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Constanța. Avem aici două amendamente, rog pe doamna secretar să le citească. Da, primul amendament este amendamentul înregistrat cu numărul 39.647 din data de 28.02.2023. Este un amendament de completare. Motivația acestui amendament este următoarea. Se completează proiectul de hotărâre cu un nou articol din următorul considerent. Se dorește ca Primăria Municipiului Constanța să poată monitoriza flota autovehiculelor instituțiilor din subordinea Consiliului Local pentru o verificare mai amănunțită a datelor despre poziționarea, traseele parcurse, consumul de combustibil și alte rapoarte. Textul care urmează să se, cu care urmează să se completeze proiectul de hotărâre este următorul. Instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local au obligația de a pune la dispoziția Primăriei Municipiului Constanța echipamentele, aparatura necesară pentru urmărirea prin GPS a tuturor autovehiculelor în timp real, parola și username-ul pentru accesarea sistemului și integrarea acestora în platforma GPS, de unde Primăria Municipiului Constanța să poată urmări și colecta datele. Supunem la vot proiectul. Amendamentul. Primul amendament. Doamna secretar, până când se cumulează votul, da, vreau să spun că la următorul amendament avem o rectificare sau o completare de făcut la text, e o scăpare. Practic, următorul amendament se completează cu textul: termenul de implementare a prezentei hotărâri este de 6 luni de la data adoptării, exceptând articolul 3. Deci, exceptând articolul 3, trebuie să se găsească la finalul textului. Am înțeles, eu am notat și... când vom da citirea amendamentului ca să-l supunem la vot, o să menționez acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc. 27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Amendamentul. Trecem la următorul amendament. Amendamentul înregistrat cu numărul 39.611, înregistrat în data de 28.02.2023. Este tot un amendament de completare. Motivația acestuia este următoarea. Se completează proiectul de hotărâre cu un nou articol din următorul considerent. Se dorește ca proiectul de hotărâre să aibă un termen bine definit de implementare. Textul articolului cu care se va completa proiectul de hotărâre este următorul. Termenul de implementare a prezentei hotărâri este de 6 luni de la data adoptării, exceptând articolul 3. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Supunem la vot proiectul în integralitate.
27 de voturi pentru proiectul de hotărâre cu numărul 89 din 2023 privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL în municipiul Constanța. Inițiator primar Vergil Chițac. Proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 90 din 2023 privind numirea auditorului statutar al Societății Termoficare Constanța SRL pentru exercițiile financiare 2022, 2023, 2024. Inițiator primar Vergil Chițac. Proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 91 din 2023 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța, numărul 116.750 din 10 iunie 2021, aprobat prin hotărârea de Consiliu Local numărul 49 din 2021. Inițiator primar Vergil Chițac. Proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre cu numărul 92 din 2023 pentru modificarea hotărârii de Consiliu Local cu numărul 653 din 2022 privind stabilirea prețului local pentru populație energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2023 în municipiul Constanța. Primar Vergil Chițac, inițiator. Proiectul a fost aprobat și ultimul proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre cu numărul 93 din 2023 pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobililor terenuri proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local Bulevardul Madrid din municipiul Constanța. Inițiator primar Vergil Chițac. Vă rog frumos să vă exprimați votul.
27 de voturi pentru. Mulțumim frumos. Dar închisă. La revedere. La revedere.